Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cel ce-n brațele dreptului Simeon a primit, a fi ținut și a înviat din morți pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dintr-o înălțime te-ai pogorât, milostive, îngropare ai luat de trei zile, ca să ne slobozești spre noi din patim, cela ce ești viața și învierea noastră, Doamne, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, lumină pe cei dintr-o întuneric. Veselește și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gabriel zicând ție, Fecioară, bucură-te, deodată cu glasul s-a întrupat stăpânul tuturor, întru tine chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David, arătat-o te-ai mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat pe făcătorul tău. Slavă celui ce s-a sălășluit întru tine, slavă celui ce a ieșit din tine, slavă celui ce ne-a liberat pre noi prin nașterea ta. Binecuvintează, părinatea! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Frică de Dumnezeu, intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm.
Sfințitul Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru cinstita preoțime și în Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru curmitorii țării noastre, pentru mai mari orașul și satelor, și pentru viitoarea din Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc între însele, Domnului să ne rugăm. Pentru părinții, profesorii, profesorii, studenții facultății de teologie Andreiene și ai universității din Sibiu, Domnului să ne rugăm. Thank you.
iubește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să pomeni. Thank you.
înțelepciune, dreptia. Biserica Dumnezeului Celui Viu, precum Dumnezeu a zis, voi locui în ei și voi umbla, și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, de ceea ce este necurat să nu vă atingeți, și eu vă voi primi pe voi și voi fi vouă tată, și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul Atotțiitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, săvârșind sfințenia. Thank you.
apostol și evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, Slăvitului și între tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Ia după cuvântul tău în pace, cuvioase Părinte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea după Matei cetire. Și ieșind de acolo, Iisus s-a retras în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie cananeiancă din acele hotare, ieșind striga zicând, fie-ți milă de mine, Doamne, fiule al lui David, fica mea e rău chinuită de un demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt. Apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau zicând, dă-i drumul să plece, că strigă în urma noastră. El însă răspunzând a zis, n-am fost trimis decât pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Ea însă venind, i se închina zicând, Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis, nu-i frumos să iei pâinea copiilor și să o arunci cățeilor. Iar ea a zis, da, Doamne, dar până și cățeii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie, mare e credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și s-a tămăduit fica ei din ceasul acela. Pace ție celui ce bine ai vestit. Părinte, să vorbesc. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Sfințitul Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru mine credinciosul popor, unde pretutindeni, pentru curmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru mitoana de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Primește Dumnezeu! Frații noștri rămânați, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frați ai noștri. Iarăși
Facultății de Teologie Andreiene și a Universității din Sibiu pentru sănătatea și mântuirea lor. Și să stăvrăcească pe tirească ta împărătirea. Acestei sfinte catedrale și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri dremăritori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, ctitori, închinători și minefăcători ai acestui sfânt locaș. Ne rugăm pentru ctitorii și binefăcătorii, militorii catedrale, mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul nostru. Că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și famine în tot sfântă și cinstită catedrală aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Miluiește-ne, păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni nici legat sub poftă și cu desfătare cu vești, este vrednic să vede să se apropiază, să slujească ție părantele slavei. Cu cea sfârșit este lucru mare și între cușătări chiar cu puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și iar hereul nostru te-ai făcut și ca un stăpână toată, ne-ai dat slujba sfântă și este jertfă, liturgie și fără de sânge. Mai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești, peste cele pământești. Cel ce șezi pe tronul Lui Dumnezeu și Domnul Serafim, Iisus și Împăratul Lui Israel, Cel ce singur ești Sfântul Tău Sfinț, Te odihnești. Deci pe Tine, Te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre noi păcătoși și nedrenici, Te rog și ne curățește sufletul și inima de cugetele plene. Și pe noi, cei ce suntem plecați în mare curăție, îndrenicești, precuterea Sfântului Tău, să stăm înainte acestei sfinte mesatale și să nu te acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, 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 Dumnezeule,
să-l pomenească pentru împărăția sa totdeauna, acum și pentru Părintele nostru Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri românaci, preoți, erodiacon, diacon, munac și munatic, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fericire, Patriarhă, Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe arhiepiscopii și mitropoliții din Ardeal, Procopie, Miron, Ioan, Nicolae, Nicolae, Nicolae și Antonie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Titorei sunt locașului acesteia, preaștitor și binefăcătoarei Sfintelor lui Dumnezeu locașul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Eroi și ostașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și pre toți cei care au pătimit și s-au jertfit, în lagăre, în închisori, în deportări și pe toți martirii neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus fii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți dintr-o neamurile noastre, strămoși și moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului.
pe vremea, pe vremea și pe viitorul meu. Pentru cinstitele daruri ce se puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Catedrală aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul. Noastre, precum cele bune de folos sufletul nostru și pace lumii de la Domnul să cere. Cealaltă vreme vieții noastre în pace și trupul căință o să vârși, sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos. Să cerem! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o. Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Să iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Prin care Tatăl s-a făcut.
să luăm aminte, Sfânta jertfă în pace o aduce. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Sus să avem inimile. Este ascântație pe tine, tu binecuvântat, pe tine te lăudat, ție-ți mulțumit, ție ne închinat în tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins, cu gândul nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, tu și unul născut fiul tău și Duhul tău cel Sfânt, tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unii a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale cele arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă, mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântarea de biruință cântând strigând, glas înălță și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul, fericite puteri și noi, iubitorile de oameni, stăpâne, strigăm și grăim, Sfânte și Preasfânt, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânte și Preasfânt și slava Ta este plină de măreție, că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat, ca tot cel ce crede într-însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă, când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii. Luăm pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând a da sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.
Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și pentru toate. Dumnezeu le și fără de sânge, și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Să vă pomenească pentru împărăția asta totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aduceți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovădători, evanghelici, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept ce s-a săvârșit într-o dreaptă credință.
miluiește, Doamne! Pe înalt preasfințitul părintele nostru, Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și a cântat preacinstitul de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Împărăția și puterea și slava a
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sânt locașul tău și de pe tronul slavei împărăției tale și vină ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne vrâncește prima ta cea puternică, ni se da nouă preacuratul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Să luăm aminte, Sfinte.